Am încercat să aducem jucători care, într-adevăr, să își dorească să facă pasul către marea performanță. Mulți dintre ei au mai lucrat, mă refer aici la Ursul, la Drugă, la Miron, cu care din foarte multe ori l-am dorit la echipele de unde am fost. În rest, despre ce am făcut, Primeagul, îl cunosc foarte bine, din când perioada când era activat la Turcia, chestie de vreo 3-4 ani, cred. Îl știam ca un jucător foarte bun, polivalent, și atunci am încercat să... Cu Andrei Pavel, care la fel a venit practic de la Liga 1 la momentul ăsta la noi, sperăm să... Și eu cred că s-a integrat destul de bine, de bine în grupul nostru. Sperăm să arate, într-adevăr, măsura valorii sale, deci așteptăm de la el un parcurs foarte bun. De cealaltă parte, produs Pavel, care și cu el am lucrat la FCN Bacău, un jucător tânăr care zice, mai cum și-a spus ultimul cuvânt, la fel îl așteptăm și pe el să confirme. Pe ansamblu, ca echipă, personal mă declar mulțumit de lotul pe care l-am la momentul ăsta și sper să facem o figură cât mai frumoasă în retur și, bineînțeles, play-off. Faptul că a plecat la Liga 1 nu reprezintă un pas înapoi, pentru că proiectul de aici vrea să ducă din nou o parcurs pe harta primei ligi a fotbalului românesc și cred că personal se poate realiza asta datorită echipei al lotului unit care suntem și puțină seriozitate și cu implicarea tuturor celor din orașul Bacău, cred că putem să ducem în scurt timp echipa din nou în prima ligă. Sper să joc cât mai multe meciuri, să ajute echipa și să înscriu cât mai multe goluri. Am lucrat cu domnul Cristofor la FCM, a fost un parcurs bun atunci, s-a plăcut foarte mult și sperăm să repetăm aici, dacă nu mai bine, atunci. Sunt mulțumesc că am ajuns aici, vă dați seama. E o situație grea peste tot, dar sper să fie o situație stabilă, să ne propunem cât mai multe realizări, să ducem proiectul la capăt, așa cum trebuie. La mine revenirea la Bacău după 15 ani. De când m-am apucat de fotbal, asta a fost visul meu să luăm la mine acasă. S-a întâmplat acum. Mă bucur. Chiar sunt foarte fericit. Mă bucur că fac parte din lotul acestei echipe. Ce m-a atras cel mai mult aici este proiectul și ce se dorește de la această echipă. Și sperăm cu toții să îndeplinim acest obiectiv. Prea multe nu sunt de spus. Important să începem cu dreptul. Eu, ca jucător de fotbal, îmi doresc foarte mult să evoluez și să joc bine în toate partidele.